Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la un nou dialog de valoare. Invitatul meu astăzi și partenerul meu de dialog, căruia îi mulțumesc foarte mult că în aceste condiții a acceptat să ne întâlnim, uite, față în față, Șerban Radu, mulțumesc foarte mult pentru prezență, Șerban. Și avem noi un obicei aici. Din CV-ul larg al invitatului, îl rugăm să spună câteva vorbe despre ce ai spune într-un foarte scurt, 2-3 idei. Cine ești tu, Șerban Radu? Asta e o întrebare foarte grea. Ai văzut? Și pe care cred că trebuie să o păstrăm deschisă. Sigur. Deasupra capului, cred că o referință e că mă ocup de Cărturești, sunt unul dintre fondatorii Cărturești. Dar altfel, știi, asta e una dintre temele mele de foarte multă vreme. Deci, eu nu am foarte multe răspunsuri. Îmi place mai degrabă ideea că e importantă calitatea întrebărilor pe care le ții deschise, ca un far, ca o lanternă, decât răspunsurile care o să varieze în timp, poate, la aceeași întrebare. Ai o întrebare de genul ăsta pe care o ai de ani de zile, pe care o ții deschisă? O grămadă, inclusiv asta, cred că e o întrebare bună. Cine sunt eu? Da, corectă. Știi, sunt foarte mulți care n-au apucat încă să-și adreseze întrebarea asta, dar să caute răspunsul. Mare lucru să aflăm în viață cine suntem. Cred că asta știm cu toții, că e un itinerariu, e un journey, e un parcurs ăsta. Și afli pe traseu, pentru că suntem multe lucruri. Suntem copii întâi, după aia suntem poate și frați. Dar știi ce? Cred că nu toți se uită în direcția aia. Nu știu câți am reușit să conștientizăm că ar trebui să și căutăm răspuns la întrebare. Pare, pentru cine și-a adresat întrebarea, pare firească. Crede că toată lumea o are, dar cred că mulți nu și-au pus încă neapărat această întrebare, se află răspunsul. Mai ales că poate e greu de aflat. Cărturești, spui, înseamnă foarte multe teme pentru noi de dialog, pentru că aș pleca foarte scurt să-mi spui numele de unde vine și îmi place din cele trei cuvinte care sunt sub sigla voastră, mi-a rămas în minte cuvântul dichis. Și nu pot să nu-l amintesc aici de câte ori văd acest lucru. De ce Cărturești? Din multele variante pe care le-am căutat la început, Nicoleta i-a venit ideea asta, asociata mea, pentru că are două valențe, satul cu cărți sau comunitatea de cărți, și Ploiești și București, Cărturești. Și poate să cărturesc sau cărtăresc, e ceva care are de face cu cărțile, echivalentul livrescului, să spunem. Cărtura. Atunci poți să zici și Cărturești, semnul întrebării, adică cărturar ești. Ei, nu, asta e mult. De ce un business cu cărți? Când sunt ieftine? Când sunt multe? Când sunt... Care e dichisul? Mai noi ne-am pornit asta ca un hobby, știi? Adică Nicoleta lucra în PricewaterhouseCoopers, care, mă rog, era de fapt Pricewaterhouse, era înainte de fuziune și eu aveam o casă de discuri și de fapt a pornit ca un hobby, pentru că era anii 90 în care valorile publice păreau să fie cele legate de un anumit tip de opulență, din asta de tranziție, are o mașină mai mare care face nu știu ce fel de afaceri cu statul, lanțuri de aur și în fine era o... și sentimentul deopotrivă că dacă ieșai cu cartea în mână pe stradă, puteai să fii bulid. Adică se întâmpla chestia asta, știi? Trebuia să o împăturesc în ceva, să o ascund, altfel făcea lumea mișto de tine sau ți-o și luai de la derbădei prin cartier. Și gândul a fost mai... Hai să facem o bucățică de spațiu public, așa cum ne-ar place nouă să fie tot orașul. Pentru că, ok, puteam să avem, să împărtășim valorile noastre în cercul intim, cu prieteni, dar asta era încă un cerc privat, chiar dacă era la cărciumă. Dar
Era o vreme în care cele mai cool erau McDonald's-urile și băncile, cred, știi? Ca spații publice, moderne. Și na, asta a fost. A fost o absolut surpriză ca și mers. Adică, toată lumea zicea, băi, ești nebun, cine mai citește, cine mai apreciază așa ceva. Și surpriza a fost că, de fapt, cu toții credeam că suntem o minoritate. Asta e o lecție incredibilă pe care, știi, când ne gândim, bă, lumea afară e rea și e nasoală și nu, de fapt, oamenii cu bun simț și oamenii faini sunt, de fapt, o majoritate, știi? Dar ei se simt o minoritate pentru că mai degrabă îl ții minte pe cel de la metrou care te-a călcat pe Bombeu decât pe cei 1000 care nu te-au călcat pe Bombeu și... Da, și, na. Și între timp, cred că a ajuns parte din viață de produse, și... Că aveți mai multe lucruri decât cărți. Are legătură faptul cu casa ta de discuri? Asta e o noutate? Mai funcționează? Ai abandonat ideea? Mai funcționează casele de discuri în România? Este un detaliu. Cred că ce ne-a plăcut, am avut și avem în continuare și muzică și, de fapt, am încercat să punem sub un acoperiș ce ne plătea, ce ne place nouă și să aducem și să șeruim cu restul lumii. Dacă ar fi să condensez așa, că asta e o întrebare care a fost din nou și nou pusă foarte mulți ani. Habar n-am. De fapt. Era ce ne plăcea nouă. Ce am înțeles în timp e așa, că ai odată o selecție din ce a făcut umanitatea mai bun și a rămas. Ce rămâne. De la Platon și Aristotel încoace. Și pe de altă parte, stratul ăsta spumant așa și sparkling, e chestii noi, știi? Ce se scrie nou și obiecțele cu o poantă sau cu un mesaj, lucruri la care nu te aștept să fie tratate și altfel. Deci ce e perent, ce rămâne și pe de altă parte, partea asta de inovație, de, nu știu cum să-i zic în română, bubbly, așa. Da. Care sunt lucruri vin, te surprind, unele rămân, unele știi, mergi mai departe cu ele. Mă vinde și online. Care e comportamentul oamenilor? Au cumpărat din magazine și ne vorbim de perioada până la pandemie, pentru că vreau după aceea să discutăm puțin ce s-a întâmplat în această perioadă și ce se va întâmpla, să ne uităm puțin la viitor, în măsura în care putem. A cumpărat lumea, spui, peste așteptări, cartea din magazin? A preferat să o cumpere și online? Dacă te uiți acum ca ponderea vânzărilor voastre, de unde e mai mult? Pentru noi este din librării, desigur. Din librării. Da. Să zicem că înainte de pandemie era ceva de genul 10%. Online. Online-ul și după în cursul lockdown-ului a ajuns la 30% din ce era înainte. Adică a crescut de 3 ori volumul cumpărat online. Da, și de fapt, acum poate chiar un pic mai mult pe carte. Știi că sunt mai multe sectoare de lucruri, da. Poate de 4 ori. Mai depinde de tipul de carte. A fost o surpriză pentru tine? Absolut, dar depinde în ce sens surpriză. Am încercat să nu lucrăm cu așteptări în perioada asta. Pentru că voi totuși v-ați închis repede. Adică voi ați fost dintre domeniile care au fost afectate de lockdown la momentul în care s-a pus lacătul pe ușă. Față de alte domenii care au mai funcționat, totuși. Da, da. De fapt, declinul a început în momentul în care au pus mesajele publice de la autorități cu oameni buni, stați acasă, nu mai mergeți în magazine, nu mai mergeți la mall, nu mai mergeți. Ok. Deci, în momentul ăla deja lucrurile s-au dus în jos. Și na, până la urmă e absolut firesc că lumea a trecut să comande mai mult online și noi am fost foarte recunoscători clienților că au făcut partea asta, să treacă la comenzi online, pentru că un obiectiv a fost să putem să ne plătim furnizorii într-o cadență desigur limitată de situația asta, dar să continuăm să le asigurăm un flux de cash.
și asta am făcut. Adică am încercat să mergem prorata cu toată lumea. Și în ce fază sunteți acum? De 2-3 zile l-am auzit pe ministrul economiei spunând că încearcă să sprijine... Hai să începem de altundeva. Te rog. Am mai zis de întrebări și de perioada asta și pornisem de la cine sunt eu, okay, la întrebările grele. Și asta m-a dus cu gândul la ce s-a întâmplat pentru noi toți, într-o măsură sau alta, în perioada asta. În cazul nostru, ce ne-am dat seama este că a fost o perioadă de coșmar, pentru că ne-am dat seama că fără vina noastră dispare activitatea noastră. E, și nu din motive care țin de ce știam noi să facem sau cum știam să facem, într-un considerent extern. Și din motive de contracte și de proceduri și birocrație. Și te poate înțelege foarte bine cine a trecut prin asta ca tine, cred. Pentru că mulți care stăm pe margine și n-am trecut oprindu-ni se activitatea brusc, le e greu oamenilor să înțeleagă dacă n-ajung ei să fie în, sau dacă nu ascultă oameni ca tine care au trecut și pe care i-au lovit pur și simplu coșmar, spui. Cred că e ceva comun și e ceva comun și e ceva diferit. Punctul în care am ajuns, mi-am dat seama, ok, avem niște contracte cu, nu știu, proprietari de spații care vor chiria ca și cum n-ar fi criză, dar noi nu mai avem revenue, avem niște furnizori, zic, doamne, dar dăm banii, bă, nu mai încasez nimic, de unde vrei să-ți dau? Suntem în comerț, nu suntem bancă, nu suntem pe... Bun. Și ce mi-am dat seama că nu avem soluții procedurale. Deci, practic, tot ce funcționa înainte, și societatea funcționa așa, cu o viteză de croazieră, ca pe autostradă, ai niște reguli, ai semnalizări, ai niște proceduri. Toată chestia asta a explodat, pentru că situația nu mai era încăpută, nu putea fi conținută de stratul de legi, proceduri, contracte, procese, tot ce aveam ca... Și nu putea fi extrapolat în trecut apropiat. Nu, absolut. Și atunci, care este soluția? Și pentru mine a fost, mai hai să ne ducem la esență. Și cred că asta este un punct care este comun și poate să fie comun pentru noi toți. Care sunt... Adică trebuie să te întorci, care sunt valorile fundamentale? Care sunt lucrurile... Și când zic valori fundamentale, nu mă refer aspirațional, ci, adică, ce-ți rămâne? E partea de umanitate. Da. Și asta e o chestie care am împărtășit-o cu toții, de fapt. Am vrut să ieșim afară, să fim liberi, am vrut să ne vedem cu prietenii, să bem un cafea, adică, cel mai prețios lucru, și de ce s-a plâns lumea, nu este că am intrat în șomaș, o să mai am bani, ok, and that, dar nu mă pot vedea cu oamenii care mă vedeam și luam de bune lucrurile dinainte că ne vedem și ne împrățișăm și ciocnim o cafea și ăstea, genul ăsta de lucruri, da, umanitatea, și am spus a fi împreună. Și am spus în perioada asta că soluția nu este neapărat în a număra câte companii vor da faliment, câte companii noi se vor inventa. Soluția este să te uiți la oameni și să vezi că ei, în noua paradigmă, vor fi angrenați în ceea ce vor avea de făcut. Joburi noi, atitudine nouă, abordare nouă. Uită-te la oamenii ăștia și privește exact din perspectiva pe care o spui și tu, așa m-am gândit și eu, a zonei de-astea. Uită-te la oameni. Lasă-le naibii de cifre, de Excel-uri și de raportări. Uită-te la ei, uită-te la privirea lor, vezi dacă sunt happy. Dacă vor fi și te concentrezi pe ei, uită-te altfel la salariații tăi care au muncit de acasă cum au putut ei, s-au așteptat. Uită-te altfel la oameni. Cred că asta ar fi una din marile învățături ale acestui moment, dacă vrem să înțelegem. Și lăsăm zona electorală care tot oamenii vizează, dar dintr-o altă latură a lor, cea de a pune ștampila odată la 4 ani pe ceva. Nu asta, nu asta vrem. Da, asta foarte clar. Deci necesitatea de a scoate nasul din P&L, din contracte, din litera procedurilor. Și asta s-a văzut, cred, foarte bine. Cred că a fost o ocazie pe care sper să n-o ratăm, să ieșim cu toții, facem un pas în față în leadership. Să ne asumăm, pentru că
N-aveai cum să ai un guvern care să aibă soluție la toate astea. Sau un evident. Parlament care n-au fost selectați pentru așa ceva, Dumnezeule. Și mai e ceva, oamenii totuși din România au fost cuminți. Uh-huh. Au stat în casă. Am ajuns la acest nivel acceptabil de mergem pe stradă pentru că lumea în țară a fost disciplinată. Cei 1000 de care vorbeai tu au fost, de fapt, ca atitudine majoritari față de cei 1 sau 2 care făceau scandal, te călcau pe bombeu la metrou. Mm-hmm. Și am ajuns în faza în care suntem. Să nu mai aud că spun oameni că românii, că sunt necivilizați, că nație de needucați, că să o lăsăm mai ușor cu poveștile astea. În condițiile în care s-a dovedit acum, autoritățile au făcut ce au putut ele. Și ele sunt de lăudat. Apropo de niște măsuri cu spitale, cu izolare, uite, s-au oprit niște lucruri, uitându-ne Republica Moldova și văzând că s-a schimbat, s-a scăpat de sub control povestea de acolo. Dar oamenii au fost, până la urmă, cheia că am ajuns în această fază să reconstruim. Ne-ar trebui să uităm că noi suntem, adică... Da. Asta încerc să spun. Hai să lăsăm așteptările de la... pentru că așteptarea la un guvernant sau la un parlamentar este o așteptare la tătuca Stalin. Deci figura asta paternală care vine și rezolvă tot. Dar ai văzut, de exemplu, putem că noi să facem pasul în față, să ne asumăm. Hai să ne asumăm, nu știu dacă ai avut lockdown. Oamenii puteau să iasă în fața blocului, să zic, bă, hai să facem grădina în fața blocului. Hai să ne facem locul ăsta mai fain unii pentru ceilalți. Și sigur că e greu, că tot timpul te gândești, dar e vecinul la 7 care aruncă chiștoace și... Dar este, de exemplu, că tot vorbim de oameni, două lucruri vreau să spun. Pe de o parte s-a pierdut sensul pluralului noi, pentru că la un moment dat, dacă înainte de lockdown, se vorbea, mai ales de la tribuna oficialilor din România, despre români la persoana a treia. Zice, noi facem pentru români următorul lucru. Bă, dar am și o întrebare și am avut-o de fiecare dată. Bă, dar voi ce sunteți? Adică nu vă supărați, voi stați într-o zonă rezolvată și faceți pentru noi? Nu cumva faceți pentru noi toți? Pe de altă parte, diversitatea este extrem de mare. Am văzut o furtună mică într-un pahar cu apă, pe povestea văzută în bula mea, să spunem, pe socializare, legat de măștile la examenele de la școală. Da? Era o fotografie în care copiii stăteau la 2 metri distanță unul în spatele celuilalt, într-o ordine, cum să spun, ireproșabilă, distanță, tot ce vrei, obligați să stea cu masca pe figură. Pentru că așa este ordinul. La examenul care urmează. Nu mai spun că măștile astea și miros și transpir cu ele și fiecare am fost. Ei, au fost părinți care au spus să aveți dreptate, nu e în regulă, și alții care au spus lăsați-i, așa e bine, să nu mi se îmbolnăvească copilul, prudență, prudență, prudență. Diversitatea asta foarte mare, noi o putem armoniza prin a ne înțelege unii cu alții, că regula n-are cum să acopere și opoziție și cealaltă. Absolut. Este interesantă cu masca, știi, ce mă face pe mine să mă întreb este cam așa, odată evident că vrei să sprijin măsurile de siguranță. Categoric. Pe de altă parte, uite că în școală la noi nu știi, se predau niște informații, dar nu se vorbește despre ce face calitatea vieții. Da. Și aici sunt, știi, cum să fii fericit? De ce ești nefericit? Psihologie, de exemplu. Corect. Sportul e lăsat o chestiune pentru performeri, dar ajung imediat la mască. Poți să ai probleme de concentrare dacă nu mai ai respirația în regulă. Evident. Acum există disciplina asta, pranayama, de o formă de cunoaștere de acum 5.000 de ani din India, ceva foarte dezvoltat, care spune că înveți cum să respiri. Și felul în care respiri îți influențează de la puterea de concentrare la sănătate. S-ar putea pur și simplu, dacă stai 3 ore cu chestia aia, să nu mai gândești corect. Și generezi în examen un bias între cei care nu sunt deranjați de asta, respiră pe lângă și cei care sunt deranjați de asta, nu se mai pot concentra și o să aibă lower performance. Știi ce mai greșim noi? Considerăm copiii niște obiecte. Părinții se ceartă pe subiectul ăsta, atenție, nu copiii. Preiau fricile. Dacă mama îi spune toată ziua, la noapte dorm cu masca pentru că vreau să te obișnuiești, pentru că la examen va trebui să respiri cum poți, să poți la nota 10. Pentru că e o frică, s-ar putea să vină virusul atâta vreme cât intri în școală. Poartă-o, du-te pe holuri, păstrează distanța. Dar când ești Dumnezeule în sala de clasă, pentru că am avut exemple, am văzut pe la televizor că în birourile de pe la guvern se poate sta fără mască. Se mai poate sta pe terase, înțeleg că sunt deschise.
poate faceți niște terase deschise și duceți copiii să dea. Dar ce vreau să spun aici, că e un subiect pe care nu putem finaliza. De ce? Pentru că am văzut că sunt părinți pe extreme. Uite asta, cum ar fi să te muți? E un pic de flexibilitate. Exact. Hai să te muți afară și în loc să zici, domne, fixăm data, așa e data, dar nu știu dacă plouă sau nu plouă. Exact. Ok. Și atunci, dacă plouă, s-a mână automat a doua zi. Da, da. Eu mai avem o idee apropo de asta. Mai mulți ani în urmă, cum ar fi, și că se tot dau zile libere. Și cum ar fi, zicem, domne, prima nisoare e zdravână în București, e zi liberă. Adică ca să nu mai fie chestia asta, domne, mai putem să ieșim, nu mai putem să ieșim, prima zi cu nisoare serioasă, e un fel de sărbătoare movibilă, da? Da. Cu nisoare serioasă, e liberă, ca să poată să iasă lumea să bucure. Adică, auzi, și la paralel cu asta, să iasă mașinile să curețe străzile. Că dacă toată lumea iese când e zăpadă cu mașinile, e complicat de curățat. Da, da. Știi? Deci are și un caracter practic propunerea ta chiar da, de curță. Da, da. Mai muncim, știi, trăim, muncim ca să ne bucurăm, adică muncim ca să trăim sau trăim ca să muncim. Care e ordinea, de fapt? Păi da, și eu ți-a traduc altfel ceea ce tu spuneai de școală și nu învață pe copii. Care este verbul prioritar? A fi sau a avea? A fi. Școala noastră nu este a fi. Învățătura și în general ce s-a învățat este ce se spune. Dacă vei avea carte, mașină, casă, te vei însura cu cine trebuie, înseamnă că vei fi, vei putea să faci. Dar noi punem a avea în față. Tu ai rostit cuvântul fericire. Dacă le-ar spune, copilaș, dacă voi reuși să fiți fericiți, mi se pare absolut simplu să înțelegi că vor avea tot ce vor ei. Deci da. Că a fi este primul. Da, și de fapt nici măcar nu e vorba de fericire. Fericirea este un platou pe care îl obții din când în când. E un sentiment de împlinire că trăiești. Exact. Vrem să ne simțim în viață. Noi că avea termenul ăsta de devenire într-o ființă, băi, e ceva foarte sofisticat, dar să, pentru că tot devii într-o ființare, într-o e fain, știi? Da. Poți să fii foarte viu și când te lupți, da? Ești evident. Intri pe teren. Evident. Și fii, poți să fie dur, tragi ca nebunul pe teren. Nu se pare că a fost benefică perioada asta de lockdown pentru că asemenea subiecte capătă deja o apropiere, nu mai sunt o fata Morgana, ci putem să le punem pe tapet? Adică eu văd și niște lucruri pozitive la ce asta mi se pare mare oportunitate. E drept că eu am muncit 16 ore pe zi în perioada asta, în sâmbătă, duminică. Și aici este diferența. Adică și eu mi-am pus întrebări esențiale. Sunt oameni care au stat, s-au suit cu picioarele pe tavan, în casă, și nu știu cum a fost pentru ei. Adică am apropo invidie. Aș fi vrut să am o săptămână în care să pot să scap totul din mână și să pot să am partea asta de introspecție. Dar așa e. Hainele noi ale împăratului poate să cadă acum. Valoarea se ridică. Ce era... Poate că o să ieșim un pic mai puțin consumeriști, că ne dăm seama că băi, bucuria cea mai mare nu e că mi-am mai luat al 7-lea tricou sau al 27-lea pantof. Ți-e foarte drăguț asta cu valoarea de... care se ridică. Știi că era o vorbă care spunea că nu-ți dai seama că un bun are valoare dacă nu știi prețul. Ca diferență între ce noțiuni. Iar noi, oamenii, stând în casă, am plătit un preț prin restrângerea libertății, pe care nu n-am valorizat atât de mult libertatea pe care am avut-o, decât în momentul ăsta care am plătit un preț pentru ea. Știi că în evaluare se spune, de exemplu, despre un bun care are valoare dacă îndeplinește 4 condiții. Dacă are utilitate, logic, dacă are raritate, da? Dacă există dorința de a-l avea și dacă ai puterea de cumpărare să-l achiziționezi. Unul din elementele explicabile acolo este raritatea. De ce e o condiție a valorii? Exemplu clasic este aerul. Este valoros? Este. Are preț? Bă, aici pe pământ, mai ales când nu s-a poluat atât de tare, nu prea. Sub apă îi simți lipsa și ai da oricât probabil. Și probabil cine știe unde. Depinde de perspectiva de la care privești. Revenind la ce spuneai tu, apropo de cad hainele împăratului și apar valorile. Cum vezi acum că tot am vorbit de verbele a fi sau avea și m-am gândit că de fapt nu întâmplător am rostit numele unui mol, a fi. Și mai sunt și altele. Vezi ce înseamnă accentul? Mai sunt și altele. Cum e?
în acest moment, voi care sunteți prezenți în țară și, în primul rând, așteptați redeschiderea lor? Mai, da, cred că... Știi că se tot vorbește să se deschidă, dar bănuiesc că nu în orice condiții, adică... Condițiile de securitate medicală care sunt asigurabile de către mall-uri sunt net superioare celor din piețe, din tot felul de alte contexte. Uh-huh. Adică printre puținele contexte unde mecanismele astea de cooperare între proprietarul de spații, care controlează și spațiile comune, și chiriași, poate să asigure un comportament adecvat și la nivelul clienților unii față de alții. Pentru că există toată povestea asta, încărcarea pe metru pătrat, nici măcar înainte, când era super trafic, era, înțeleg, unul la 14 metri, un om la 14 metri pătrați, adică suprafețele sunt foarte mari. A, un mall de, nu știu, AFI, habar n-am, are 70-100 de mii de metri pătrați câți are și poate avea trafic 50 sau 70 de mii de oameni pe zi. Da, adică, oricum o iai... Și ai și o concentrare în asta arbitrară, adică deschis sub 15.000 și peste 15.000 nu. Ce-am văzut? S-au umplut outlet-urile astea și chestiile deschise, a fost haos și nebunie acolo, în loc să-i dispersezi pe oameni, să-i lași, în fine. Deci, noi acum suntem cumva în două... Evident că dacă, știi, partea medicală e ok și asta ar trebui să consulte DSU cu ei și ok, nu e treaba mea să mă... Da, am auzit că nu prea au fost consultări, adică nu au fost consultați, ceea ce e bizar un pic. Da, eu, știi, misiunea mea este când sunt la treabă. Știi? Eu vreau să-mi primesc musafirii, clienții, că iubim ce facem. Crezi că vor deveni? Iubim ce facem și vrem să ne facem treabă. Nu, o să vină... Ce observăm e că lumea vine mai precaută. Da? Nu vine neapărat să se plimbe la nesfârșit. Da? Mai punct ochit, punct lovit. Ați deschis ceva magazin acum? Da, în stradă, da. Și e trafic un pic mai mic, dar bunul mediu e un pic mai mare. Da? Da, da, conversia e foarte mare și în consecință e ok, adică se păstrează toate astea. Evident că e și complicat. Stai cu masca... și vizita în librărie, în mod normal, putea să dureze o jumătate de oră, o oră, câte piese pe acolo și, afa. Nu e la fel de plăcut ca atunci când puteai să, știi, cum ne citim noi, să vezi un zâmbet. Și dacă își dă masca jos, ce se întâmplă? Nu știu, nu vreau să mă bag în chestia asta. Da, 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 adică vine cineva. Vorbeam într-o benzinărie mai zilele trecute cu o doamnă care era la caserie cu masca. Și eram acolo unii cu masca, alții fără. Și am întrebat-o cum e. Și a zis, domnule, e îngrozitor. Și am zis, știți ce e mai greu? Pe lângă că port asta toată ziua. Dar sunt diversi concetățeni care vin și mă ceartă pe mine că alt tovarăș din interiorul benzinăriei nu poartă mască. Am zis, nu pot să stau la ușă să-i păzesc pe toți. Și așa, da, mă descurc cu ce pot. Adică... Asta a fost un pic de haos, adică s-a dat legea cu controlul temperaturii și sunt niște termometre care să-i vizi contactul, un termometru de proximitate și oamenii... GDPR, da, privacy, da, da. Îmi implantez un chip. Și librarii nebuniți, domne, ne ceartă clienții că nu se poate așa ceva. Dumnezeule, oamenii ori fi supărați pe tot fără de motive. Mă întorc la avocații. Avocații îmi spun, păi, lege. Hai, te scrie aici și mai mult decât atât, ești dosar penal pentru zădărnicirea combaterii... Bolilor. A. E foarte... În fine... Mie temperatura mea oștea la intrarea în birou, în spațiul de birou, dar cum să spun, că e o chestiune formală. Am când 33,4, când 34,4, îi întreb, domnul așa arată. În jos n-are acuratețe. Înțelegi? Da, deci da, este, cum să spun, nu poți avea. Sau te duci în magazine mari, ți-a temperatură ce poftiți intra. Nu, îți spune cât e, dar ce zici că acum am văzut terase, la care fiica mea mi-a trimis o fotografie, știi că e povestea asta să-ți pui numele la terasă și cumva adrese. Nu verifica nimeni, dar aveau pe masă un tabel. Da? Și ea la plecare mi-a fotografiat și mi-a arătat tabelul completat de cele 4 fete care au fost la terasă. Ce facem cu GDPR-ul? Deci aici ar fi trebuit să...
Nu că asta pun un semn de întrebare și asupra GDPR-ului și a scopului lui? Pentru că GDPR-ul... Trebuie să ai un mecanism foarte rapid de coroborare a unor prevederi din vremurile anterioare, care acum se contrazic. Și asta ar fi însemnat un mecanism de consultare care ar trebui să fie dezvoltat în perioada dinaintea crizei. Și n-a fost și acum îl resimțim pe ăsta. Adică s-au deschis terasele. Ar fi fost foarte indicat, am dat niște norme, da? Să ai 100 de operatori de așa ceva care să-ți dea input în sistem direct, la minut, cu ce se întâmplă, care este reacția publicului, ca să poți să armonizeze asta în timp real. Ori, dacă nu avem mecanismele astea de consultare reală, adică ce se întâmplă este că probabil, zic și eu acum, îmi dau cu părerea, da? Hai să zicem așa, dar cred că ce se întâmplă este că cineva care e într-o situație pe la o instituție de stat și trebuie să ia o decizie, sună un prieten sau invită un om sau doi și, bă, ce părere aveți voi din industria asta? Și omul zice, păi cam așa și cam așa. Ok. Dar mai bine dacă iei pe cineva de la o asociație profesională și mai bine este dacă pui repede un sistem în care să ai input de date. Pentru că nu toate lucrurile sunt atât de simple încât să le poți... Toată lumea acum caută soluții așa. Da. Bă, nu mă complica, să fie o frază. Da, maxim două, dar dacă-s două, să fie două propoziții. Nu. Adică ceva scurt și... Okay, GDPR-ul mă amintește de formele fără fond și mai am în minte, de exemplu, una în România, certificatul de performanță energetică. Dacă ar apărut, fiecare clădire nu se face tranzacție fără... Au ajuns unii să facă asemenea certificate de acasă de la ei, înțelegi? Dintr-o niște ăsta, cum arată casa și n-au avut niciun impact. Mă uit la GDPR, pe toate site-urile astea pe care intri, apare acea nesuferită pagină cu scrisă mărunt în care spune accept sau nu accepti. Și dai accept să scapi, să ajungi la ce vrei tu, dar nu știm la ce am dat accept, să ne înțelegem. E posibil ca în interior să scrie mărunțel și tare că ești de acord să-ți ia absolut chipul ăla din 5G-ul de nefrică, de nu știu. Acolo s-a ajuns. Da? Acela a fost anterior momentului. Acum se vede că se poate trece peste el, nu? Okay. În America e foarte diferită chestia. Adică sunt niște motive pentru care era asta necesar, dar într-adevăr trebuie să urmărești în implementare ce se întâmplă și să adaptezi, că altfel principiul moare. Știi ce îi rămâne însă? Îi rămâne latura de amenzi. Pentru că eu cred că nu există decât foarte puține companii care sunt brici cu toate regulile ce pe GDPR. Deci dacă vrei acum să ți se găsească nod în papură, să fii amendat cu ceva, n-ai nicio problemă cu asta. E simplu. Noi suntem foarte curați, dar ce face că cei care sunt cuminți sunt și mai cuminți și atunci nu mai poți să faci nici lucruri care sunt în interesul clientului. De pildă, dau un exemplu, avem machine learning, da? Și se uită pe, fără să știm nume și prenume și nimic, da? Se uită pe bonuri și au dezvoltat niște chestii acolo unde din compozițiile astea de bonuri și cu body salt, ar rezulta un mecanism de recomandări, s-ar putea să te intereseze și cartea X sau și cartea Y. Foarte mișto, foarte fain. Dar, și cum poți să ți-l arăți pe ăsta, să-l ai pe online când intri sau în librărie, să fie ca o chestie unde să-ți arăte sugestii, știi? Deci, domnule, da, dar omul a dat acordul pentru nu știu ce sau nu știu cum și știi, de frică decât să luăm amendă, mai bine nu o facem. Ceea ce ar fi foarte util, pentru că dacă intri în librării mari, cum e și a voastră, dacă nu știi ce titlu cauți, atunci ai nevoie de timp să găsești sau un autor care îți mai spune ceva sau ceva ce se leagă de ceva. Da. Pe când dacă primești 2, 3, 5 sugestii, sunt de mare ajutor. Da, deci... Apropo de forme și fond, eu ce aș adăuga aici și eu mă întreabă în perioada asta, ideea de ecosistem, că suntem în niște ecosisteme și eu sunt într-un ecosistem cu, să zicem, piața de carte. Și aici încercăm de foarte mulți ani și acum în particular, ok, încă o dată să ajutăm în felul în care începem noi capul și pe editori și pe concurenții mei, pentru că e un ecosistem, adică oricine... cade, poate să tragă după el pe ceilalți. Iar e un ecosistem noi cu proprietarii de mall-uri, cu știi, tot lanțul ăsta, cu bancherilor sau cu finanțatorilor. Și
Și una dintre piesele foarte complicate în perioada asta este că ai reacțiile oamenilor care sunt eu pentru mine, trag eu cât mai mult, sau și ce e mult mai greu este să ai o perspectivă în asta de ecosistem. Băi, hai să o facem să fie un fair practice. Contractele nu te... Adică nu te ajută... Adică, conform contractelor, suntem toți faliți. Da? Deci putem merge la insolvență, direct, de la primul la ultimul. Ok, nu știu, de big brands care... Prin urmare, nimeni nu câștigă. Da, în fine. Atunci, cum facem să împingem lucrurile astea mai departe? Și atunci trebuie o aliniere, cumva, care nu este anticoncurențială. Din potrivă, și aici Consiliul Concurenței a fost foarte fain. A zis, băi, pentru supraviețuire, deci vă ajutăm, suntem ok. Știi? Că voi foarte ce bine, ziceți, că vreți să discutați, nu este cum să vă înțelegeți să scoateți pe unul din piață sau să creșteți prețul la consumatori sau mai știu eu ce, ci e un mecanism de supraviețuire. Și asta e foarte cool. Aici e... Știi că vezi... Știi, sunt oameni care s-au deșteptat, oameni care vor să ajute. Oameni sunt de late adopters sau very late adopters care nu ar vrea totuși să prindă, sau oportuniștii care zic, dacă ăsta e fraier și face pe erou, ia să trag eu. Și aici e una dintre provocările foarte, foarte mari. Da. Au fost, de pildă, de la mall-uri, oameni cu un anumit tip de viziune și care au venit primii și au zis, băi, vă scutim pentru perioada asta. Că e lockdown și, adică, it made sense. Da? Și după aia au fost alții care au zis, bă, nu vă scutim. Cel puțin formal. Auzi-mă curiozitate. Ideea de a scuti sau a nu scuti a plecat de la rădăcină, respectiv de la proprietari, sau au avut o influență cei care administrează firmele de management ale lor în a gestiona relația cu chiriașii, pentru că responsabilitatea lor în relația pe termen lung cu chiriașul este mai mică, ei fiind acolo să ia niște bani versus proprietarul mall-ului care e interesat, indiferent cine este managementul pe viitor, să aibă chiriași să funcționeze. Structurile sunt destul de diverse. Așa este. De aceea întrebam dacă ai sesizat diferent. Cred că ai un layer care este mai aproape de chiriaș și înțelege foarte bine asta, că băi, fără ăștia, deci dacă îi... rămânem fără ei și e o problemă. Și când zici de proprietar, depinde la cine te referi, pentru că proprietarul poate să fie un fond de pensii. Atunci, deci proprietarul ăla este o noțiune abstractă, de fapt. Așa este, și care are și el un management. În perioadele astea, asta e o problemă foarte mare cu birocrațiile. Și ți-aș lansa o provocare, dar poate pentru altă discuție. Dacă o companie a devenit prea mare ca să fie umană, poate că e pur și simplu prea mare. Așa este. Adică când dacă o conduc regulile, nu mai poate să aplice common sense, în special într-o perioadă din asta. Mie mi s-a părut că în perioada asta a dispărut importanța brandului și a crescut în evidență importanța omului. Adică dacă ai avut un brand puternic condus de cineva care n-a empatizat și n-a înțeles că oamenii curăță de orice brand, indiferent de cine erai tu, și vor sprijin, și s-au ridicat atitudini de la oameni care nu aveau branduri de nu știu ce fel, dar care au venit să fie alături, să vină să spună, hai să încercăm să trecem împreună peste acest lucru. Știi că dacă o iei la origine, la partea creștinească, spune, bucură-te de bucuria celuilalt de lângă tine, că ești a ta. Da, sunteți conectați la nivelul ăla. Nu trage în jos de reușita lui, că trage în jos de tine, dacă poți să înțelegi asta ca efect. Dacă te recorești că în momentul ăla ai oprit ascensiunea, sigur. Ce spuneai tu anterior de concurență. Dar nu există concurență aici, ci există solidaritate. Sau asta ar fi trebuit să apară. Da, știi, mie mi-ar place să mă uit chiar și la concurență, cum gândește la NBA. Da? Da. Niște echipele intră pe teren și ar zice că sunt concurenți de moarte. Da? Dar de fapt, ei au un strat de fair play între ei și au un interes comun care este aliniat, frumusețea jocului. Că frumusețea jocului le aduce și spectatorii. Da? Face ei joacă, nu atât pentru ei. Pentru toată lumea. Atunci, e într-un fel, într-un set de reguli, ne batem, dar de fapt, e atâta loc, eu nu văd... sunt atât de multe lucruri de făcut,
senzația mea a fost așa și am discutat cu alți oameni și am ajuns așa un fel de 3R, reset, restart, reconstrucție. Încă a fost un moment de reset și asta e o oportunitate să pornești de la common sense, de la viziune, da, de la ce simți de valoare. Restart și să reconstruiești, regenerare. Până la urmă nu e o problemă, știi? Frunzele cad toamna. Ok, dacă ai fi de la tropice, te-ai speriat când ai ajuns prima dată la noi, în țară. Da. Vezi că primăvara o iau iară de la capăt, e un proces de regenerare, exact, și care, știi, scuturi chestiile care sunt mai... și crește altceva proaspăt și bun. Simți un asemenea trend? În partea concretă, revenind la realități, că îți spuneam că ministrul a spus că vrea să redeschidă mall-urile din data de 15. Simți o solidaritate asta între retailers? Vreau să o simt la oameni, știi? Nu e da, atât despre corect, ministru. Nu. Ministru, ce rolul lui care a fost? Să spună că e posibil. Cum însă ține de oameni? De asta întrebam. O simți? E o chestie în mișcare și uite, toate zilele astea e o chestie de pildă. Retailerii au zis new deal sau nu deschidem. Pentru că noi în condițiile astea care ne somați una cu alta, își dăm faliment și mai bine, ce să mă mai obosesc să deschid? Mai bine mă gândesc cum să închid sau mă apuc de altceva. Adică decât să muncesc încă 5 ani de zile pentru tot restul lumii în afară de pentru mine și la sfârșit tot să mă închizi, e situația atât de dramatică cumva, știi, potențial, da, atunci faceți ceva. Dar pe de altă parte sunt în... Adică majoritatea oamenilor de la mall-uri înțelege chestia asta. Da? Să lucrează la asta. Ok, caută formule. N-au găsit încă toate soluțiile la chestia asta. Să nu uităm totuși că mai peste tot, în multe țări, mai la vest de noi, statul a contribuit într-un fel sau altul. Ok, n-avem bani, încercăm să ne descurcăm cu ce avem. Dar cred că, da, am văzut foarte multă solidaritate în perioada asta. Am văzut foarte mult, și asta e senzațional, un spirit nou de cooperare și de sinergizare. Știi? Adică sunt chestii care... Noi am făcut cooperare cu Mega Image. Da, am auzit care n-ar fi avut sens înainte, știi? Și acum suntem în niște discuții și cu un mare lanț de hipermarșeuri. Și e o discuție complicată acolo. Vrem să punem cărți, dar iau niște condiții pe care editorii nu pot să le suporte, dar noi am vrea să punem și editorii mai mici. Și, ok, o să vedem cum reușim să convingem să facă ceva mai ca la, în țara lor. Hopefully, în fine, să sprijinim și editorii mai mici. Am lansat tot felul de cooperări, unele nu sunt live, cu Vivre, de pildă, live acum. Cine s-ar fi așteptat la chestia asta? Și mai avem altele care încă nu sunt live și atunci nu o să le spun chiar acum. Asta este, știi, e foarte frumos. Da. Știi? Am văzut cooperare în sensul ăsta de solidaritate între concurenți, oameni care altfel sunt concurenți, că vând pantofi sau vând hăinuțe sau vând și fără să încalce, adică nu vorbim de ceva anticoncurențial, pur și simplu de o să spun, asociația asta Ro Retail a servit și pe post de grup de suport psihologic aproape, pentru că dispărarea așa, așa mare cu oamenii și-ar fi pus treangul de gât probabil sau adică ar fi dat în probleme de sănătate majore, pentru că sunt oameni care au casele puse gaj, la fel sunt și eu, sunt garant personal pentru toate creditele la bancă, locuiesc în chirie. Și nu am îmbogățit în niciun fel din toată povestea asta, care e foarte mare succes, dar e succesul care ne place, știi? E asta care bucură oamenii. Știi? Dar altfel, când te uiți la cifre, acționarul principal e statul, aș zice eu, și... Acum, dacă pleci de la premisa că cel care are banii, care primește mai mulți bani, ăla e acționar, așa e. În termen de stakeholder, ok? Așa este. În termen de stakeholder. Deci, da, nu știu, fondul de salarii e 16-17%, costurile cu proprietățile vreo, abar n-am, zicem average așa, 13%, profitul a fost 2-3%. Dar profitul după că pierderile de furturile de la inventare sunt nedeductibile, deci asta merge după aceea și ăla mai e vreo 1%. Și ce rămâi de fapt
S-a reinvestit tot și vine cu o criză din asta și pentru noi, cred că poate n-am spus asta, ne-am dat seama pe 20 martie, habar n-am, valoarea companiei nu că e zero, este cu minus. Da, da. Este, era valoarea SRL-ului, da. Însă valoarea companiei nu este SRL-ul, valoarea este de fapt nu a companiei, e vorba de o relație între niște oameni, știi? Cititorii, între ei și care s-au obișnuit să se întâlnească aici și cu librarii și cu editorii. Exact, exact, exact. Este o comunitate, e un ecosistem și că SRL-ul mai există sau nu mai există, it doesn't matter, cumva exact. Lucrurile astea trebuie să meargă mai departe pe cost de valoare. Exact. Deci comunitatea n-a pățit nimic în această perioadă decât i s-a zgândărit oarecum nevoia de a se întâlni. Mm-hmm. Deci dacă privim din perspectiva comunității și ai spus extraordinar, lăsăm SRL-ul, dă-l încolo de SRL. Partea viabilă a poveștii e comunitatea. Asta trebuie să căutăm noi. Comunitățile pe care le-am avut și pe care e acum foarte probabil să le regăsim, cel puțin aceleași, dacă nu consolidate, pentru că solidaritatea și partea de deschidere a multor a determinat să lase deoparte anumite lucruri, să spună, bă, hai să ne uităm puțin și în această direcție. Da, da, da. Și știu, pentru noi, două chestii o să zic. Unu, pentru că există și partea economică, în momentul în care mi-a dat seama chestia asta, ok, și care e soluția? Am zis, o să fim fair și o să plătim prorata. Deci, ca și cum, care ar fi regula dacă ajungem în insolvență? Da, da. Ok. Atunci trebuie să fiu fair cu toată lumea. Și asta am zis tuturor, băi, nu o să plătesc la molul 1 cu banii molului 2. Da, corect. Și nici la molul 2 cu banii editorului 3 și nici la editorul 3 cu banii editorului 4 și așa mai departe. Deci asta este, o să fie, pe aici nu se trece și nu m-a interesat ce am auzit. Că poți facă zdrei, că bancherul nu mă lasă, le-am zis. Asta a fost foarte haios, știi, că asta a fost faza de Jedi pe steroizi. Ziceam, într-o lună o să zică și bancherul tău ca mine, deci nu există, nu se trece. Eu deci o să fiu fair, o să-ți dau banii care poate să fie dați, să fie fair pentru toată lumea. Mi-am sumat că am pierdut, noi am tăiat primii la noi. Deci am tăiat tot la noi, să fiu fair cu toată lumea, dar niciun ban în plus, nu contează. Poate să vină președintele Universului, I don't care. Da? Eu trebuie să fiu corect. Și asta ne-a dat un soi de forță, am încercat și am făcut chestia asta. Și asta o să o facem în continuare. Indiferent ce se întâmplă, o să fiu fair până în ultima secundă cu oameni. Pentru că altfel nu poți să obții un consens. Da? Evident că fiecare publisher zice, bă, dă-mi mie, nu-mi da la ălălalt. Dă-mi mie mai mulți bani astăzi, nu-mi da la celălalt și celălalt îmi zice la fel. Și ok, trebuie să luăm noi pe capul nostru ciomăgeala asta. Cel mai greu, știi, cea mai mare provocare pentru mine în perioada asta e așa. Cred într-o grămadă de lucruri bune. Știi? Tot ce facem pentru... Noi suntem proști cu chestia asta. Dacă nu știu să spun proști, e un sensul, știi? Da, așa, da, da. Suntem, e un romantism de asta. Păi, ești bucuria care o iei de la clienți când s-au bucurat de ceva, deci, pentru asta trăim. Da. Tot restul sunt detalii administrative care sunt întreții corpul ca să poți să faci frumos ceva. Și asta este, îți dă forța binelui, să zic, da? Și vezi toate lucrurile astea fain. A după care, din când în când, îți mai vine cât un cuțit în coaste, cât o... Și când sunt 2, 3, 5, 29, sunt și eu om. Adică am instinct competitiv. Le-am zis, băi, eu vreau să fiu un băiat drăguț, dar să știți că am crescut în cartier, unde am și... Și asta e o luptă. Probabil că n-ar trebui să spun chestia asta în public, știi? Dar e pentru fiecare dintre noi. Știi că întotdeauna am avut scuza, bă, m-a călcat unul pe bombe, uite ce m-a făcut ăla. Și atunci eu o iau și nu mă duc numai spre ăla, mă duc și spre celălalt și spre următorul. Mă răzbun pe toată lumea pentru ce mi-a făcut unul. Și asta este sămânța răului, cumva, să zicem. Adică, știi, ce citești determină ce ești. Pe ce punem atenția, știi? Da. Ce mănânci influențează cum te simți și...
pe ce focusezi atenția. Exact. Și este foarte complicat să faci defocus de la o chestie, că așa suntem programați, avem o atenție disproporționată la ceva care ne poate omorâ sau ne poate răni. Da. Și cum fac să mă curăț foarte repede chestia și să mă întorc la ce e bun? Și nu chiar să întorc și celălalt obraz, dar să pur și simplu să ignor. Asta vezi ca provocare în această perioadă. Pentru mine, da, și pentru foarte multă lume. Pentru că revenind și a zburat vremea, vreau să-ți spun, Șerban, așa că va trebui să ne oprim, dar revin la tema care am început și la ce spuneai tu, că e greu de răspuns la întrebarea cine ești. Pentru că exact această focusare pe a căuta răspunsul e greu, știi, focalizarea de la binoclu, de la diverse alte lucruri care ne-am mai învățat puțin. În final, te întreb, mă refer la pe ce hrănim cu atenția noastră. Exact. Iarba nu-i mai verde pe partea înaltă, e mai verde pe partea pe care o uzi mai mult. Atunci, da. Dacă hrănim Corect. Cu atenția noastră lucrurile mai bune sau comportamentele mai cooperante, mai bune, whatever, știi, ce credem noi că e bine, atunci ușor, ușor o să ducem lucrurile în direcția aia. Cred că asta este concluzia discuției, dialogului nostru de acum și ce ne dorim să se întâmple, de fapt. Acolo unde udăm și să vină cât mai mulți cu stropitorile, să se vadă ceea ce crește după această pârjolire și te provoc să ne mai vedem după ce se întâmplă niște lucruri acolo, să reluăm puțin povestea de unde am lăsat-o. Până atunci îți mulțumesc foarte mult pentru dialogul de astăzi. Și eu mulțumesc. Cu mare drag.